Zice, a spus tânăr fiind la palat, Hans Klemm de atunci, adică consilierul Andrei Vișinski al sovieticilor, că statul sunt eu. Rusul i-a spus regelui Mihai, tânărului rege Mihai, că statul este el, adică este ocupația sovietică, pentru că încă de atunci regele Mihai reprezenta statul român. Statul român autentic a avut 96 de ani de viață. Anul viitor sărbătorește statistic 100 de ani, dar le trăiește o mare agonie. Regele Mihai a fost cel care a reușit să întrerupă agonia acum 74 de ani într-un act unic, pe măsura personalității lui, și a păstrat crucea cu demnitate, a fost un bărbat excepțional, un om cu o demnitate creștină fantastică și a reușit să demonstreze că este rege în ciuda tuturor vicisitudinilor, chiar celor care aveau regate și care nu erau în stare să și le administreze. Faptul că el a reprezentat pentru poporul român un act de dragoste, de îngăduință, de elevație creștină și de spiritualitate, se reflectă ca atare. Cu el moare odată și ceea ce se cheamă ideea de monarhie în România. Poporul român are în continuare de înfruntat viitorul, într-o stare de agonie, părăsind în mare majoritate țara, sub un imperiu al uneltirilor și al intrigărilor în care ei trebuie să petreacă într-o robie și o rătăcire poate asemănătoare evreilor o parte de viață, lăsându-și pământul scump, drag, bogat și fertil aici. După toată situația de genul acesta, în care practic vedem cum ne pierdem harurile pe care le dă Dumnezeu și personalitățile călăuzitoare pe care ni le lasă, absolut excepționale, le pierdem în pragul marilor sărbători, poate că ar trebui să reflectăm. Vine o nouă eră, o eră în care practic trebuie să ne descurcăm singuri, să renască din rândurile noastre adevăratele personalități, iubitorii de neam și de țară, și să nu uităm că nu putem să intrăm în marea malaxor al pierderii identității mondialiste, ci trebuie să rămânem noi înșine, așa cum a fost această măreață personalitate. Dumnezeu să-L odihnească!